România nu schimbă selecționerul la handbal, deși a ratat calificarea la mondial. Burici are contract pe 2 ani și rămâne la cârma naționalei, deși handbaliștii au pierdut în Cehia și au ratat calificarea. România n-a mai ajuns la mondial de 13 ani. Dormi bine? Nu, n-am dormit multe nopți. În ziua în care România a pierdut în Cehia, Bistrița a jucat finala europeană la fete. Cu Laszlo în teren și Pera pe bancă, Bistrița a fost învinsă la 2 goluri de norvegence. Am pierdut și noi, au pierdut și ele. A fost o zi mai neagră, așa să spunem.